Bună seara, sunt Bogdan Stănescu. Tocmai s-a încheiat finala secțiunii vioară din cadrul concursului internațional George Enescu. Mayumi Kanagawa din Statele Unite ale Americii este câștigătoare. Iar noi începem jurnalul cultural. Final glorios aseară pentru festivalul Masters of Classic. Această primă ediție a adus pe scena sălii Palatului din Capitală cele mai importante voci ale teatrului liric mondial, printre care și renumitul tenor Roberto Alagna. Recitalul acestuia a inclus arii din toate operele scrise de marele compozitor italian Giacomo Puccini. Colega mea, Cristina Lascu, a fost la concert și a stat de vorbă cu celebrul artist. Vom canta un aria foarte dificil, foarte grea, pentru că este o aria compusă pentru un tânăr, Rodolfo, poeta. Problema este că vreme a zburat și pentru mine și acum avem un Rodolfo bătrân. Să cânt Puccini fără Boem. Fără la Boem, atunci încercam. Într-o formă fizică și vocală de invidiat, celebrul tenor a dialogat cu dezinvoltură cu spectatorii, ca un veritabil Arlecchino, personajul arhetip din comedia dell'arte. Roberto Alagna s-a adresat publicului în limba română pe care o stăpânește perfect. Stimați telespectatori, iată-ne din nou la un recital extraordinar din seria Masters of Classic. La Sala Palatului, cele mai mari dive și cei mai mari divi ai lumii din momentul de față sunt prezenți pentru a cânta publicului bucureștean. În seara aceasta, Roberto Alagna, într-un recital extraordinar, cu un program exclusiv Puccini, în anul centenarului de când marele compozitor italian verist a trecut în eternitate. Nu este greu să alegi un program Puccini, pentru că tot este frumos de la Puccini, tot. Și pentru tenor a făcut niște arie minunate. Este greu să cânt tot repertoriul, pentru că Puccini a făcut niște opere pentru voce de tenor mai tânără, mai bogată, mai dramatică, puțin de toate. Și aici, într-o seară, să cânt de la Villi, Edgar, până la Turandot, Giannis Chichi și, nu știu, Boema, este cam greu. Dar sunt așa de fericit, îmi place așa de mult compozitorul Puccini, că fac tot ce trebuie ca să ajung, să reușesc să cânt pentru voi. Admir tehnica dumneavoastră extraordinară. Cum ați însușit ca să cânți Puccini acest repertoriu verist? E foarte greu. E o tehnică specială? E altceva decât bel canto? Dar... Trebuie să pui puțin voce și mult, mult sufletul. Asta, inima. Cred că asta este secretul, cum se spune, secretul. Sunteți din nou la București, după câțiva ani ați cântat pe scena operei la o gală extraordinară. Da. Cum regăsiți orașul, lumea, publicul? Orașul îl cunosc foarte bine, pentru că am și locuit la București. București este și orașul meu. Eu mă simt acasă aici. Acum a trecut foarte mult timp și de asta am uitat puțin și românește, fac niște amestecături cu poloneză și îmi vine mai greu. Dacă stau puțin aici, nu știu, 3-4 zile, o să vii înapoi. Publicul cunosc foarte bine, cred că și publicul mă cunoaște foarte bine, sunt fericit. Aici lume are sufletul bun, îl place opera, îl place muzica, îl place... Și când un om este sincer, cum să spun, sincer și așa generos, eu cred că
Asta este caracterul meu. Întotdeauna n-am încercat să fac ceva greșit sau ceva. Nu. Eu când sunt pe scenă, dau ce am. În seara asta am asta și eu dau ce am. Pe 20 septembrie, Roberto Alagna va lansa un nou album intitulat 60, cu arii din repertoriul universal de operă. Vă pup cu toată inima! Drama istorică Shogun a doborât recordul de victorii la cea de-a 76-a ediție a premiilor Emmy, câștigând numai puțin de 18 trofee în cadrul ceremoniei care a avut loc duminică la Los Angeles. În timp ce The Bear a fost ales cel mai bun serial de comedie, premiile Emmy recompensează anual cele mai bune seriale produse la Hollywood. Serialul Shogun a primit, printre altele, premiul pentru cea mai bună dramă, pentru cel mai bun actor în rol principal, Hiroyuki Sanada, și pentru cea mai bună actriță în rol principal, Anna Sawai. De altfel, Anna Sawai este prima actriță cu origini asiatice care câștigă trofeul la această categorie. Surpriza serii a fost câștigarea premiului pentru cel mai bun serial de comedie de către Hacks. Jodie Foster a câștigat primul ei trofeu Emmy din carieră pentru rolul din miniseria True Detective, Night Country. Printre marii câștigători ai serii s-au mai numărat serialul The Bear cu 11 trofee și miniseria Baby Reindeer cu 4 trofee. Aceasta este a doua ediție a prestigioaselor premii Emmy care are loc în 2024. Premiile Emmy 2023 au fost decernate cu întârziere la începutul acestui an, din cauza grevei scenariștilor de la Hollywood. Festivalul Internațional de Film de la Bistrița, intitulat sugestiv Pasaje, începe miercuri. Selecția filmelor este una foarte variată. Sunt și producții românești, dar și străine, care vorbesc despre frământările din societatea modernă. Aflăm mai multe de la Octavian Dăncilă, directorul artistic al evenimentului, aflat în legătură directă cu noi prin Zoom. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru prezență! Mulțumesc și eu pentru invitație. Haideți să începem de la titlu. De ce se numește acest festival Pasaje? Pasajele reprezintă tema principală a orașului. Bistrițenii o știu foarte bine și probabil și cei care au vizitat până acum orașul Bistrița. Astfel a devenit și tema festivalului pentru a crea niște punți de legătură totodată între elementele din cultura bistrițeană, dar și cu ecranul, cu ceea ce noi prezentăm. Adică să facem o paralelă între realitățile prezente pe ecran și realitatea în care trăim noi. Vorbim acum despre criteriile de selecție a filmelor. Sunt și filme artistice, și documentare, filme de animație, filme experimentale. Povestiți-mi un pic cum s-a făcut această selecție, care au fost criteriile? Primul criteriu, bineînțeles, este atunci când vizionezi un film și te convinge și simți nevoia de a îl împărtăși cu altcineva, de a-l arăta. Evident, creația artistică este foarte importantă la acest aspect. În ediția aceasta, a doua, la Bistrița, între 18 și 22 septembrie, am ales foarte multe filme cu tema profesorului și a elevului. Adică relația asta dintre elev și profesor și totodată sistemul educațional care de multe ori este neputincios în fața problemelor întâmpinate la școală sau nu răspunde tot timpul la nevoile elevilor și ale studenților. Și pentru asta am ales să prezentăm foarte multe filme. Vom începe cu câteva titluri. Unul câștigător la Carlo Vivari pentru cel mai bun film și pentru cea mai bună actriță, Blaga's Lessons. Tot aici avem și profesorul care a promis Marea, care este urmat de o dezbatere cu Dana Grigorovici, profesoară la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj. Ea este profesoară care adoptă constant metode alternative de predare, și tot ea a reușit să implementeze opționalul de educație cinematografică pentru clasa ei. Ea va prezenta și un atelier pentru profesori, deci nu va fi doar un program dedicat studenților sau elevilor, va fi și pentru profesori. Programul este intitulat Ora de Cinema, este o platformă pe care am implementat-o cu colegii la TIF, și care se adresează profesorilor care doresc să
acceseze materiale și să predea cu ajutorul filmului la clasă, Am vorbit în despre baza acest inteligenței. program chiar acum 3 zile la Jurnalul Cultural și mă bucur că readuceți acest subiect în discuție. Vreau să vorbim puțin despre public. Cum a fost anul trecut? Ce public vine la Festivalul Pasaje? Și aș vrea să știu dacă această selecție, dacă modul în care ați construit ediția 2024 a festivalului a ținut cumva cont și de ce își dorește publicul. Am ținut foarte mult și pe acest principiu l-am și adaptat. Noi am simțit că există un public tânăr care răspunde la ceea ce noi organizam acolo și l-am dedicat și prima ediție și acum tinerelor talente din Bistrița. De asta am și menționat atelierele care se referă, mai ales lor, se adresează lor. Este un atelier de scenaristică și regie prezentat de scenaristul și actorul Gabriel Gheorghe și un atelier de actorie pentru audiție prezentat de István Teglaș. Practic, încercăm să identificăm acest public tânăr și să-l antrenăm, să îl susținem, să poată să-și exprime opiniile și să învețe cum să-și prezinte o poveste vizual. Și filmele ca atare au acest conținut care ar putea fi foarte interesant pentru publicul tânăr. Dar nu este doar public tânăr, evident că nu ne adresăm doar lor, există fel și fel de oameni care participă la proiecții și cu care am avut un feedback foarte pozitiv în ediția de anul trecut. Există teme cu care societatea modernă se confruntă, aș putea spune, cum ar fi singurătatea oamenilor în vârstă și totodată filme care oferă un entertainment, adică te poți duce la cinema cu prietenii și să te simți bine. Și avem și proiecții în aer liber, ceea ce e foarte important, este una din locațiile cheie ale festivalului Turnul Dogarilor, în parcul din orașul Bistrița. Avem iarăși concerte care se întâmplă și în fața Palatului Culturii. Un concert cu care deschidem festivalul va fi miercuri seara, interpretat de trupa Trigon. Foarte Este o. scurt, o să vă rog, foarte Da. scurt, și cel de-al doilea, pentru că știu că sunt două concerte, nu? Cel de-al doilea, iarăși, momentul de apogeu al festivalului, care va fi un live cu trupa Eyot, vine din Serbia, sâmbătă seara, tot la Palat, de data aceasta înăuntru, pe filmul ceh Happy End. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în Jurnalul Cultural și vă spunem succes! Iar noi intrăm în culisele celei mai discutate expoziții de artă a momentului, Sâni. O expoziție cum nu s-a mai văzut, inaugurată recent în noul sezon Art Safari. Cu lucrări din cele mai vechi timpuri și până astăzi expoziția a stârnit deja interes maxim, dar și controverse. Suntem pe punctul să nu mai fie tabu, deși dacă socotești bine rețelele de socializare cenzurează orice fel de sfârc. Veți descoperi niște lucrări absolut spectaculoase cu un subiect de care încă șoptim. V-ați fi gândit că tablouri de Nicolae Tonița și Roman Tolici pot sta unele lângă altele într-un demers ce șochează și culturalizează deopotrivă? Sâni, o expoziție cum nu s-a mai văzut, este și explicită și misterioasă. Vedem multiple reprezentări ale sânului, erotice sau legate de maternitate, religioase și chiar medicale. Expoziția chestionează perspectivele sociale și culturale legate de corpul feminin. De fapt, despre asta vorbim în expoziție, despre relația pe care artiștii au avut-o cu corpul femeiesc, despre ce reprezintă sânii în continuare, sunt o amenințare sau nu, dacă îi cenzurăm în continuare sau nu. Artista Raluca Ilaria Demetrescu ne introduce în universul contemporan al sânilor, așa cum îi vede ea, într-o lucrare de artă contemporană din material textil, pe care o puteți vedea la Art Safari. Inspirația o ai din tot și din toate. Margareta Steria în Avant la Letră, când încă nu era această recuperare a textilului în artă,
Are niște păpuși foarte interesante, făcute prin anii 20-30. Se ridice controversia, asta e și scopul. Sunt discuții în spațiu public, în special în zonele astea puritane ale lumii, apropo de alăptat, de vai de mine, un sân care alăptează de șoc. Am trei zone în această expoziție. Am zona efectivă care ilustrează sâni de diverse forme, culori, mărimi, din diverse materiale textile întotdeauna. Mai este zona aceasta de plăpumioare, le zic eu, în care am ilustrat diverse siluete feminine aflate în diverse ipostaze. Acolo este un personaj pe care l-am preluat din manualul de anatomie artistică a lui Ghițescu. Avem pe Adam și pe Eva, cu punctul acela al trecerii de la Eden la lume. Avem o reinterpretare a unei icoane pe sticlă românești, o alăptare. De altfel, datorită influenței creștinismului, multă vreme modelul feminin a fost unul de castitate, reprezentat de Fecioara Maria. Artista Raluca Ilaria Demetrescu crede că este esențial ca femeile să fie din ce în ce mai mult în prim plan. La Catedra Universității Naționale de Artă din București, nu există la Catedra de Pictură nicio femeie. De pe vremea lui Aman încoace au fost 2-3 femei, au rezistat câteva luni. Lucrările expuse la Art Safari, la Sâni, o expoziție cum nu s-a mai văzut, sunt semnate de artiști precum Camil Resu și Nicolae Tonița, dar și de Ondin Slimovski, Alexandru Rădvan sau Dumitru Gorzo. De curând, o expoziție dedicată sânilor a avut loc la Berlin și una, care poartă numele Breasts, este chiar acum deschisă la Veneția. Artistul George Țipoia vă provoacă la o nouă întâlnire la Palatul Parlamentului intitulată Aripi și stele, la porțile sacrului, documente ale existenței. Expoziția prin care George Țipoia aniversează 80 de ani este dedicată tatălui său, pictorul Alexandru Țipoia. Lucrările expuse pe simezele sălii Constantin Brâncuș de la Palatul Parlamentului reprezintă o chintesență a artei lui George Țipoia, artistul care invită publicul la o incursiune în dimensiunea sacră a existenței, așa cum o percepe în pragul celor 80 de ani de viață. Nu este vorba de o expoziție retrospectivă și nici măcar mini-retrospectivă, cum a fost cealaltă de la Muzeul Literaturii Române. Acolo am expus lucrări mai vechi, chiar din copilărie. Aici m-am axat în special pe ultima perioadă a vieții, adică ultimii 35-40 de ani, adică partea matură a evoluției mele plastice. Este o expoziție pe care o dedic tatălui meu, așa cum am făcut cu toate expozițiile mele după plecarea din viață a tatălui meu, toate manifestările expoziționale le-am dedicat lui. Și era normal să fac așa, pentru că a fost un artist marginalizat în regimul comunist și un artist extrem de important pentru arta plastică românească. Prin expoziția de față venim în prezent și venim într-un prezent punctual. Vedem unde este astăzi George Țipoia, ce gândește, ce simte, ce vrea să transmită mai departe nouă sau nemuririi eternității, fiindcă artistul vine dintr-o cultură mare în care s-a format în ultimele decenii, vine cu o experiență a galeriilor și a artiștilor europeni. Semnele lui sunt de o extremă sinteză, sunt evident pornite de la semne care stau la baza întregii noastre culturi europene. Sunt semne care invocă împrejmuiri, care invocă heterotopii, care invocă ritualuri sacre, împrejmuiri și ieșiri dintr-un spațiu laic și intrarea în ceva ce este superior, în ceva ce este altfel. Nu este o artă religioasă în sensul propriu al cuvântului, în sensul canonic al cuvântului religie, dar este o artă modernă, spirituală, o artă care dorește să depășească condiția umană imediată prin aceste eforturi către infinit, către în sus. Toate săgețile, toate stelele sunt formate din aripile spiritului, sunt prezente peste tot, până și în sarcofage. Deci este o întreagă concepție plastică mai puțin vizibil în mod direct,
Evident că privitorul trebuie să-și facă puțin ucenicia în acest ambient de gânduri filozofice și de lucruri realizate plastic. Expoziția asta am conceput-o în funcție de sală, pentru că orice expoziție este un dialog cu spațiul. Deci spațiul mi-a dictat cum să organizez această expoziție. Mi-a pricinuit o mare bucurie să o văd așa realizată. Este și mai reușită decât cea de la Muzeul Literaturii Române, pentru că spațiul a permis lucrul acesta. Expoziția semnată de artistul plastic George Țipoia, Aripi și stele, la porțile sacrului documente ale existenței, este deschisă la Palatul Parlamentului în sala Constantin Brâncuș până pe 30 septembrie 2024. Intrarea este liberă. Noua descoperire arheologică în Danemarca. Un student a găsit bijuterii impresionante din epoca vechilor stăpâni ai mărilor, vikingii. Studentul la arheologie Gustav Bunsgaard se plimba cu detectorul de metale prin Elsted, la nord de Aarhus, și a găsit o brățară de argint. Det var meget vildt. Jeg var heller ikke helt klar over, hvad det var lige til at starte med, men det fandt jeg jo så hurtigt ud af, at det især var noget specielt. Câteva zile mai târziu, s-a întors în locul respectiv și a mai descoperit 6 podoabe similare. Og det er en meget, meget flot fund, som Gustav har gjort. Og hvis vi kigger nærmere på ringene, kan vi kigge på de øverste deroppe, dem med stemplerne på. Og de peger mod de britiske øer, især Irland. De er en type, vi især kender derovrefra. Og så har vi den snoede ring herude, den peger mod øst, mod Rusland og Ukraine. Og når vi så er nede i 800-tallet, første halvdel af 800-tallet, er det oplagt at se sådan et fund i forbindelse med Aarhus' grundlæggelse. Fordi vi ved, at de første byer i Skandinavien bliver anlagt som en del af den her globale verden, de netværk, der bliver skabt fra Asien i øst til Nordatlanten i vest i vikingetiden. Og det er den historie, som Elstedgaard-skatten her fortæller. Experții danezi și cei internaționali au ajuns la concluzia că este vorba despre 7 brățări care datează din epoca vikingă. Bijuteriile fac legătura între regiunea unde au fost găsite și insulele britanice, Irlanda, Rusia și Ucraina. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Ne revedem mâine seară de la ora 21 pentru un nou jurnal cultural. Până atunci, rămâneți cu programele noastre. Numai bine!